Calvin a fost demis de la Geneva, unde a fost chemat ca și păstor după o scurtă vreme. A mers la Geneva și a început ca să predice în mod expozitiv, capitol cu capitol, carte cu carte și la scurtă vreme l-au dat afară. A zis, nu vrem din astea, nu ne place așa cum era înainte, cu tam-tam, cu sărbătoare și l-au demis. Calvin a plecat și la un moment dat, într-o scrisoare de-a lui către un coleg care îl implora ca să meargă înapoi la Geneva, îi spune că el nu are cum să meargă înapoi la Geneva pentru că vremea petrecută acolo este echivalentă pentru el cu a muri de 1000 de ori în fiecare zi. După mai multe insistențe de la colegii lui, a acceptat să meargă înapoi la Geneva și a fost primit înapoi ca și păstor în acea biserică. A urcat la amvon după, dacă rețin bine, 3 sau 4 ani și a întors pagina în Scriptură la următorul capitol și a continuat predica de data trecută. Intenționez să fac același lucru. Suntem în Ioan 14, da, am ajuns după un drum lung parcurs împreună prin Evanghelia după Ioan la capitolul 14. Lumea creștină, între ghilimele, chiar și cea evanghelică, comemorează astăzi Paștele. Noi nu comemorăm Paștele. Paștele nu mai poate fi comemorat. Hristos este Paștele nostru și pe El îl comemorăm tot timpul, inclusiv astăzi. Și noi sărbătorim astăzi, cum am sărbătorit și duminica trecută și cea anterioară și cea anterioară, sărbătorim moartea și învierea Domnului Iisus Hristos și vrem să o sărbătorim cu adevărat, nu cum se sărbătorește astăzi, sau în zilele acestea, în doar câteva slujbe scurte, lumea creștină a rezolvat problema învierii și acum pot ca să revină la programul obișnuit de pseudo-evanghelie, de predici terapeutice, nu vom ține pasul cu ei, nu în felul acesta. Vom căuta ca să sărbătorim pe Mântuitorul nostru într-un mod demn, într-un mod corect. Vom continua drumul nostru lent prin Evanghelia după Ioan și vom continua să sărbătorim duminică după duminică moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. Unii sunt dezamăgiți. Wow, nu este Paște la noi. Dacă ați fost atenți, la noi e Paște de 2 ani de zile. Suntem în Evanghelia după Ioan de 2 ani de zile și vom mai fi tot anul acesta. Tot anul acesta este o comemorare a vieții, a morții și a învierii Domnului Iisus Hristos. Este o sărbătorire a învierii Domnului Iisus Hristos, zic eu, în cadrul bisericii noastre, mult mai magnifică decât 3 zile care se petrec în țara noastră. Aseară veneam acasă, am fost într-o excursie cu familia și veneam acasă din străinătate și am prins exact momentul în care lumea aștepta să ia lumină. Plin! Lângă fiecare biserică pe care am trecut, din Dumbrava și până în Brebi, toate bisericile erau pline de mașini. Unde au fost duminica trecută? Unde vor fi duminica viitoare? Aceasta nu este felul în care sărbătorim pe Hristos. Hristos este sărbătorit așa cum El pretinde să fie sărbătorit. Și în capitolul 14, Domnul Iisus Hristos își pregătește ucenicii pentru moartea și învierea Lui și pregătește ca ei nu doar ca să-L sărbătorească odată, ci să trăiască prin credința în El. Moartea Domnului Iisus Hristos în acest capitol este iminentă. Și învierea Lui, la doar 3 zile. Este un fel de drum așa, de pe munte, în vale și înapoi pe munte și înapoi în vale. 3 ani de zile au petrecut Domnul Iisus Hristos, erau acum în apogeul lucrării Domnului Iisus Hristos, credeau că urmează să fie încoronat. În doar câteva clipe este vândut, este omorât, este îngropat. Peste 3 zile urmează să fie înviat și la doar câteva zile este înălțat și îi părăsește din nou. Este o perioadă foarte dramatică în viața apostolilor și în viața ucenicilor. Și este o reprezentare, cred eu, a ceea ce înseamnă și viața noastră de credință.
În momentul nașterii din nou, suntem punctul culminant, la un apogeu. Trec anii și începem ca să coborâm în vale. Și avem nevoie ca să ne reamintim de realitățile credinței noastre. Avem nevoie să fim încurajați. Avem nevoie să fim susținuți în credința noastră. Și există diverse feluri de a face lucrul acesta. Lumea își găsește felurile ei, dar Hristos a rânduit metode și felul de păstrare și încurajare în credință pentru ucenicii Lui. Domnul Iisus Hristos, în capitolul 13 și 14, își pregătește ucenicii pentru moartea Sa, dar și pentru învierea Lui, și îi pregătește pentru a fi trimiși în această lume odată ce El urmează să o părăsească. Și acum în capitolul 14, după ce am privit introducerea de la sfârșitul capitolului 13, Domnul Iisus Hristos își consolează ucenicii anticipând moartea Sa și învierea Sa și plecarea Sa din mijlocul lor. Și consolează, încurajează, avea o mare nevoie pentru încurajare din partea Domnului Iisus Hristos. De aceea Domnul Iisus începe acest capitol în versetul 1, să nu vi se tulbure inima. Pentru că este normal ca să ți se tulbure inima, dacă consideri evenimentele care s-au întâmplat. Este așa de ușor, așa de ușor să jucăm această dramă în care pretindem că totul este ușor, totul este bine. Tu ar trebui să scrii, Hristos a înviat, Hristos a înviat. Și parcă este real pentru că ai spus-o. Domnul Iisus Hristos știe că a rosti aceste cuvinte din inimă, cu adevărat să le crezi, va deveni din ce în ce mai greu. Dacă nu ai nevoie de încurajare în credința ta, dacă nu ai nevoie de încurajare din partea lui Hristos să poți rosti și crede aceste cuvinte, nu ai gândit, nu ai contemplat vreodată ce înseamnă aceste cuvinte. Și anume că tu crezi că ai viață veșnică în baza morții și învierii Domnului Iisus Hristos, care s-a întâmplat acum 2000 de ani, care nu ai mărturisit-o în mod personal, și au trecut 2000 de ani și El n-a revenit încă. Dacă nu ești descurajat vreodată de gândul acesta, am dubii că ai crezut vreodată. Domnul Iisus Hristos stă la masa pascală cu ucenicii Săi și El știe că ei vor avea nevoie de încurajare. În doar câteva clipe urmează să-I părăsească prin moartea Sa. Și în doar câteva zile urmează să-I părăsească din nou fizic prin înălțarea Sa. Și știe că cu fiecare zi care trece după învierea și înălțarea Sa va deveni din ce în ce mai greu pentru un credincios să spună Hristos a înviat. În doar 60 de ani după înălțarea Domnului Iisus Hristos, aproximativ toți martorii oculari vor fi morți. Ioan, ultimul ucenic care să moară, moară la 90 ceva de ani vârstă, da? Cam toți mor martirizați. În doar câteva generații, tot ce va mai rămâne va fi mărturiile înscris depuse de ei. Și trec 2000 de ani. Și credincioși în fiecare generație, în mod onest, în mod sincer, în mod adevărat, proclamă Hristos a înviat. Cum? Cum vei putea să reziști? Cum vei putea ca să continui în credință? Va trece și Paștele acesta și Paștele de la anul, vor mai trece zeci de pași poate până când îl vei vedea pe Hristos. Ai o mare nevoie și am o mare nevoie să fiu încurajat în aceste clipe. Ucenicii erau într-o stare fragilă. Tocmai am văzut că au fost făcuți de rușine de Domnul Iisus Hristos pentru mândria lor. Se aflau în preajma Paștelui, se aflau înainte de moartea Lui și ei se certau despre funcții în împărăție. Și Domnul Iisus Hristos le dă această lecție minunată prin spălarea picioarelor. Și acum erau probabil tulburați de felul în care au fost corectați de Domnul Iisus Hristos. Tocmai au văzut pe Iuda care a fost demascat și izgonit. Unul dintre cercul lor, unul care l-au considerat frate, a fost demascat ca și un trădător.
și experiențe cu care putem să rezonăm și noi. Câți oameni de-a lungul timpului care am crezut că sunt frații noștri, care am crezut că cred și ei în Domnul nostru Iisus Hristos, a fost demascat și izgonit din mijlocul bisericii. Ce ușor este ca să clatine credința când se întâmplă acest lucru. Cu un frate, cu un păstor. Și să mergi înainte zicând, Hristos a înviat. Și el a zis, și fratele păstor care a căzut în curvie, și el zicea că Hristos a înviat, și ăla care a trecut acum la ortodox și de la baptiști, și ăla care acum e ateu și înainte era păstor evanghelic, și ei ziceau, și tu încă crezi că Hristos a înviat? Cum? Moartea și plecarea Domnului Iisus Hristos era iminentă și Domnul Iisus le-a spus acest lucru. Scuturare peste scuturare a temeliilor pentru acești oameni. Sunt dezamăgiți de faptul că Hristos nu-și instaurează împărăția, sunt dezamăgiți de vestea că El urmează să plece din mijlocul lor. Și ce urmează în capitolul 14 este încurajarea Domnului Iisus Hristos pentru ucenicii săi. Și nu e așa că și noi avem nevoie de o mare încurajare. Avem nevoie de o mare încurajare din partea Domnului Iisus Hristos. Ca aceste cuvinte, Hristos a înviat, să fie mai mult decât o lozincă. Să fie o credință adevărată și autentică. Aș vrea să vă prezint, din acest text, mai multe motive care le dă Domnul Iisus Hristos pentru încurajarea ucenicilor. Motive care cred că i-au susținut pe acești oameni prin moartea, învierea și înălțarea Domnului Iisus Hristos și motive care cred că susțin pe credincioși în fiecare generație până la întoarcerea Domnului nostru Iisus Hristos. În primul rând, Domnul Iisus Hristos le spune să fie încurajați prin credință. Chiar dacă nu o să-L mai vadă. Chiar dacă după învierea Lui și înălțarea Lui, El fizic nu va mai fi prezent. Le spune că ei trebuie ca să fie încurajați prin credință. Să nu vi se tulbure inima, zice Domnul Iisus Hristos, versetul 1. Credeți în Dumnezeu și credeți în mine. Domnul Iisus face un paralel aici între El și Dumnezeu Tatăl și le spune credeți în Dumnezeu, deși nu-L vedeți pe Dumnezeu și nu L-ați văzut vreodată în afară de revelația Lui în Fiul Său, tot așa, cum credeți în Dumnezeu fără ca să-L vedeți fizic pe Dumnezeu, tot așa să credeți și în Iisus Hristos, chiar dacă nu-L vedeți fizic pe Iisus Hristos. Altfel spus, Domnul Iisus Hristos ne atrage atenția că credința nu necesită o vedere fizică. Ba mai mult, poate că necesită o lipsă de vedere fizică. Pentru că credința adevărată este nădăjduirea sigură în lucrurile nevăzute. 1 Petru 1,8 Apostolul Petru ne spune în felul următor. El, adică pe Iisus, voi îl iubiți fără să-l fi văzut. Credeți în el chiar dacă acum nu-l vedeți. Și vă bucurați nespus cu o bucurie de nedescris și glorioasă. Nu cred că Hristos ne dă un substitut inferior. Adică, până acum ați avut cu voi fizic, și asta a fost foarte bine, iar acum încurajați-vă prin faptul că o să mă aveți cu voi prin credință, și asta cumva este un premiu de consolare. Nu cred că asta e mesajul. Cred că puterea prezenței lui Hristos în viața credinciosului prin credință este așa de real, așa de puternic, încât este suficientă ca să ne susțină până la sfârșit în convingerea că El a înviat și trăiește. 2. Fiți încurajați pentru că îl vom vedea din nou. Despărțirea între noi, între ei și Domnul Iisus Hristos este temporară. El spune că El va merge să pregătească un loc. Iar El va reveni ca să ia cu El, versetul 2 și 3. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus.
Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Iar dacă mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine. Ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Asta este speranța creștinului. Asta este încurajarea credinciosului. Apostolul Pavel, scriind lui Tit și încurajându-l în lucrare, spune în felul următor, la Tit, capitolul 2, versetul 13, în timp ce așteptăm fericita nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. Noi credem și suntem încurajați de promisiunea Domnului Iisus Hristos că despărțirea aceasta între noi și El, între ucenici și El, este temporară. Noi credem că El nu a plecat ca să ne părăsească, ci a plecat să pregătească un loc ca să ne ia cu El. Trei. Fiți încurajați, pentru că știți calea spre reîntâlnirea cu Hristos. Știți calea spre reîntâlnirea cu Hristos. Hristos nu a venit doar să ne spună că există o cale, să ne spune că există o posibilitate pentru a ajunge în prezența lui Dumnezeu și după aceea să spune, descurcați-vă. Eu plec, eu urmează să mor, să înviez, să fiu înălțat. Există o cale, există o speranță, există o nădejde, există o posibilitate, dar descurcați-vă. El a venit ca în mod specific să ne descopere calea, să ne spună care este calea, să ne spună cum să reajungem în prezența lui Dumnezeu. El este calea, adevărul și viața. Versetul 6. Iisus i-a răspuns. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Dacă m-ați cunoscut pe mine, îl veți cunoaște și pe Tatăl meu. Și de acum îl cunoașteți și l-ați văzut. Filip i-a zis. Doamne, arată-ne-l pe Tatăl și ne este de ajuns. Iisus i-a răspuns. De atâta timp sunt cu voi. Și nu m-ai cunoscut, Filip? Cel ce m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Cum de spui, arată-ni-l pe Tatăl? Nu crezi că eu sunt Tatăl și Tatăl, că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine? Cuvintele pe care vi le spun, nu le spun de la mine, ci Tatăl care locuiește în mine își face lucrările Lui. Credeți-mă că eu sunt în Tatăl și Tatăl în mine, dacă nu credeți măcar datorită lucrărilor însăși. Cel ce cunosc pe Hristos, cunosc calea spre Dumnezeu. Cei ce îl cunosc pe Domnul Iisus Hristos, știu care este calea înspre reîntâlnirea cu El. Noi nu suntem aici pierduți în această lume, încercând să găsim o cale, să inventăm o cale ca să fim reuniți cu Hristos, ca să ajungem în prezența lui Dumnezeu. Noi suntem aici și urmăm calea spre prezența lui Dumnezeu. Și calea este Domnul nostru Iisus Hristos. El este calea, El este adevărul și El este viața. Și El ne-a învățat cum să umblăm pe această cale. Și noi urmăm pe Mântuitorul nostru, umblăm în pașii Lui. În acest fel, noi ne îndreptăm zi după zi spre o reunire cu Domnul nostru Iisus Hristos, cu Dumnezeul nostru. Fiți încurajați! Pentru că nu sunteți abandonați în lume, ci sunteți trimiși în această lume. Prea mulți credincioși chiar au impresia că sunt cumva orfani spirituali. Abandonați de Domnul Iisus Hristos și va veni o zi când ne vom revedea, dar până atunci suntem a nimănui. Nu este așa. Nu este așa. Domnul Iisus Hristos nu ne-a abandonat pe acest pământ. Ne-a trimis în această lume ca și ambasadori a Lui. Am fost lăsați aici pentru o perioadă cu un scop, cu un țel, cu o misiune. Care a fost misiunea Domnului Iisus Hristos pe acest pământ? De ce a făcut El tot ceea ce a făcut? El ne spune în mod foarte explicit, ne-a spus lucrul acesta chiar în capitolele anterioare, și anume, știm că misiunea Domnului Iisus Hristos este să-L glorifice pe Dumnezeu. Fiecare vorbă. Fiecare minune care a făcut-o, fiecare clipă de suferință din viața Domnului Iisus Hristos avea ca și țintă glorificarea lui Dumnezeu. Întreaga lui lucrare pe acest pământ a fost cu scopul de a-L glorifica pe Dumnezeu. Uitați ce le spune ucenicilor
despre menirea lor și menirea noastră în această lume. Ioan 14, de la versetul 12. Adevărat, adevărat vă spun că cel ce crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu. Ba încă va face lucrări mai mari decât acestea. Deci Domnul Iisus Hristos a venit și a făcut lucrările lui Dumnezeu cu scopul de a glorifica pe Dumnezeu și vine și spune, voi sunteți lăsați aici cu un scop. Și scopul este să faceți și voi lucrările lui Dumnezeu. În așa fel încât și voi să glorificați pe Dumnezeu. Ba încă va face lucrări mai mari decât acestea. Pentru că eu mă duc la Tatăl și orice veți cere în numele meu, voi face. Pentru că Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă veți cere ceva în numele meu, voi face. Nu suntem orfani în această lume. Nu suntem abandonați în această lume. Nu suntem șomeri în această lume. Avem o slujbă de la Mântuitorul nostru. Și această slujbă este de a glorifica pe Dumnezeu prin lucrările care Hristos le-a pregătit pentru copiii săi. Ăsta este scopul pentru care am fost lăsați aici. Ca noi să lucrăm spre slava lui Dumnezeu. Cu siguranță Hristos s-a referit la lucrările miraculoase care ucenicii le-au făcut din abundență ca să dovedească că sunt trimiși lui Dumnezeu, dar cred că s-a referit la cea mai mare chemare care o are un credincios, care o are Biserica lui Hristos, și anume de a lucra viața. De a lucra viața spirituală prin proclamarea Evangheliei. Domnul Iisus Hristos face referire la Ioan capitolul 5, unde într-un alt discurs al lui, din nou arată acest concept de lucrări care trebuie făcute spre slava lui Dumnezeu. Versetul 20-23. Căci Tatăl iubește pe Fiul și arată tot ce face. Și va arăta lucrări mai mari decât acestea. Ca voi să vă minunați. Și acum, în adevăr, după cum Tatăl învie morții și le dă viață, tot așa și Fiul dă viață cui vrea. Tatăl nici nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului, pentru ca toți să cinstească pe Fiul cum cinstesc pe Tatăl. Cine nu cinstește pe Fiul, nu cinstește pe Tatăl care l-a trimis. Ce zice Domnul Iisus Hristos? Lucrarea cea mai mare care vreau să o lucrez, care o voi lucra, este învierea celor morți prin credință. Asta este lucrarea supremă. Este mântuirea oamenilor din păcat. Asta este lucrarea care e cea mai mare lucrare a Domnului Iisus Hristos. Și Domnul Iisus Hristos în capitolul 14 vine și spune, voi sunteți parte din această lucrare. Voi sunteți lăsați aici ca să faceți lucrări mai mari. Lucrarea supremă, miracolul suprem, nu este ca să vindeci un olog care nu poate umbla. Sau să vindeci pe cineva de cancer. Mai bine spus, să vindece Dumnezeu prin tine. Lucrarea supremă și minunea supremă este ca prin tine Dumnezeu să aducă un om la viață spirituală. Asta este chemarea noastră. Așa a ales Dumnezeu să producă această realitate prin biserica sa, prin ucenicii săi. De aceea ultima poruncă care Hristos a dat-o ucenicilor a fost marea trimitere. A fost să mergem în toată lumea și să vestim Evanghelia. Pentru că în felul acesta suntem conlucrători împreună cu Hristos la această mare lucrare de a aduce oameni la viață. Ce mare onoare să fim chemați să fim instrumente prin care Hristos continuă lucrarea sa. Prin care face cea mai mare lucrare a sa. Strânge la el un popor de oameni din toate națiunile, din toate etniile, din toate limbile, din toate demograficile, răscumpărat prin sângele său. Și instrumentul prin care lucrează această minune este biserica sa. Eu și cu tine. Prin proclamarea vieții, morții și învierii Domnului Iisus Hristos. Noi nu suntem abandonați în această lume. Noi suntem trimiși ca și ambasadori al lui în această lume să proclamăm că Hristos a înviat. Asta este menirea noastră. Fiți încurajați. Pentru că El nu ne-a lăsat singuri. Hristos le spune ucenicilor că nu vor fi singuri după plecarea Lui, ci că El va trimite pe Duhul Sfânt, care va fi un alt mângâietor,
sau un alt apărător, sau un alt ajutor, depinde ce traducere vrei ca să iei acestui cuvânt paracleton. Acest ajutor ne arată Domnul Iisus Hristos că vine de la Tatăl, trimis de Fiul. Domnul Iisus spune că El va trimite acest ajutor care provine de la Tatăl. Ioan 14:16. Eu îl voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt apărător. Sau dacă citiți versiunea Cornilescu, un alt mângâietor, un alt ajutor. 15:26, Domnul Iisus spune în felul următor, când va veni apărătorul pe care vi-l voi trimite de la Tatăl, adică Duhul adevărului care este de la Tatăl, El va depune mărturie despre mine. De fapt, în felul acesta ne mângâie sau ne apără prin mărturia depusă despre Hristos, Duhul Sfânt. Cuvântul acesta, paracleton, era folosit în vremea de atunci, în limba greacă, pentru a desemna un avocat. Unul care vine în apărarea ta. Da? Mângâietor mi se pare cumva o contextualizare a lui Cornilescu în acest text. Într-adevăr, ei erau foarte supărați, erau foarte dezamăgiți, foarte apăsați și aveau nevoie de mângâiere. Și Cornilescu traduce paracleton ca și fiind mângâietor. Cred că o traducere mai corectă este apărător. Este ca și un avocat care te apără. De la ce te apără? De la ce te apără în sensul acesta Duhul Sfânt? Te apără de la povoara și de la dubile care vin vis-a-vis de credința în Domnul Iisus Hristos. El este trimis de Dumnezeu Fiul, de la Dumnezeu Tatăl, este trimis Duhul Sfânt în viața credinciosului, în inima credinciosului, ca să fie avocatul lui Hristos în viața ta. Da? Vin gândurile de dubii. Serios, Mihai? Să cred eu acum în 2017 că a înviat un om din morți? Serios? Hai, lasă-mă! Hai, lasă-mă cu prostiile astea! Da? A venit vreodată gândul ăsta? Din lăuntru sau din afară? De la un coleg? Nu? Cine te va apăra de la gândurile astea? Cine va depune mărturie pentru Dumnezeu? Da? Este avocatul lui Dumnezeu, avocatul lui Hristos care este în tine și spune, da, vrei dovezi? Îți dau dovezi. Îți dau dovezi din cuvânt, îți dau dovezi din istorie și îți dau dovezi vii în viața ta, în inima ta. Nu-ți vorbesc doar din afară, îți dovedesc în lăuntru. Eu sunt aici apărătorul lui Hristos în tine. Asta înseamnă paracleto. Nu-i doar, o, săracul de tine, creștinule. Vai, bietul de tine, ești disprețuit de toți. Nu. Este unul care vine și depune mărturie pentru Dumnezeu și apără cauza lui Dumnezeu. Împotriva celor care vin și pun sub semnul întrebării că Hristos a înviat. Până la urmă, cea mai mare dovadă a învierii Domnului Iisus Hristos nu este extern. Deși există. Avem 4 evanghelii, avem Noul Testament, avem mărturia istorică a ucenicilor lui Hristos, avem istoria în sine care ne spune despre aceste evenimente. Dar toate acestea nu vor conta pentru nimică dacă apărătorul din lăuntru nu depune mărturie pentru tine. Vei găsi întotdeauna variante ca să descreditezi, să scoți din calcul toate dovezile externe. Până când Duhul Sfânt din lăuntru tău strigă, nu! Gata cu prostiile acestea! Eu îți garantez că Hristos a înviat! O asemenea dovadă nu mai poate fi negată. O asemenea apărare nu mai poate fi distrusă. Voi, spune Petru în 1 Petru 1:5, voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu. De puterea lui Dumnezeu. Mi se pare o altă sintagmă minunată pentru lucrarea Duhului Sfânt. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea care este gata să fie descoperită în vremea de pe urmă. Duhul Sfânt este apărătorul nostru, este păzitorul nostru, este avocatul nostru. Precum Hristos mijlocește în ceruri la Tatăl și asigură faptul că lucrarea care El a început-o va fi dusă la bun sfârșit, Duhul lucrează în lăuntrul credinciosului și îl păzește până la sfârșit prin credință. Asta nu înseamnă că Duhul stă acolo și zice,
Este credință în fratele Crist. Este credință. Bun. Pot să credesc că este credință. Dacă ar putea genera mai multă credință, atunci l-aș putea păzi mai bine. Nu, el este un apărător. El este un avocat. Ce face avocatul? Depune mărturie și să producă credință. Da? Asta e felul în care suntem păziți prin credință, prin puterea Duhului Sfânt. Nu e că noi avem credință și asta cumva puternicește pe Duhul Sfânt să ne protejeze, ci El are putere să ne protejeze și asta ne împuternicește pe noi ca să credem. În felul acesta noi suntem păziți prin credință, prin puterea Duhului Sfânt, care lucrează în lăuntrul nostru, pentru că El este apărătorul nostru. Fiul va cere și Tatăl va da. Iar Duhul Sfânt, în viața credinciosului, în inima credinciosului, va apăra prin credință. Această păzire este activă și în această păzire este prezentă întreaga Trinitate. Fiul trimite, Tatăl dă, Duhul păzește. Este singurul fel în care vei putea rezista până la sfârșitul vieții tale cu convingerea că Hristos a murit și a înviat din morți. Fără această apărare, fără această lucrare a Duhului Sfânt, este imposibil. Acest ajutor, acest apărător nu este un nou ajutor. Nu este nu-l înlocuiește pe Domnul Iisus Hristos. Și ne spune că este încă un ajutor. Da? Este o conlucrare a Trinității. Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt lucrează împreună ca să protejeze pe credincios. Hristos urmează să meargă la Tatăl în câteva clipe doar, iar știm că El acolo, la Tatăl, mijlocește în ceruri pentru noi. El mijlocește și ne păzește prin mijlocirea Sa. Iar Duhul Sfânt este încredincios și îi păstrează aici pe pământ până în ziua glorificării prin lucrarea care o face în lăuntrul credinciosului. Ioan 14:17. Observați că Domnul Iisus Hristos spune că Duhul este în noi. Duhul adevărului pe care lumea nu-l poate primi pentru că nici nu-l vede, nici nu-l cunoaște. Voi îl cunoașteți pentru că rămâne cu voi și va fi în voi. Domnul Iisus Hristos face referire la evenimentele care urmează să se întâmple la Rusalii. Când Duhul Sfânt se pogoară și în acel moment fiecare credincios are în viața lui și în inima lui Duhul Sfânt, care este apărătorul credinței. De fapt, în această secțiune vedem că acest ajutor este cu noi, lângă noi și în noi. De la versetul 16. Iar eu îl voi ruga pe Tatăl și El va da un alt apărător care să fie cu voi. În greacă metahimon, care înseamnă după voi. Realmente înseamnă că vă urmează. Eu mă duc încolo, Duhul e după mine. Eu mă duc încoace, Duhul e după mine. Nu se lasă de mine, da? Eu voi trimite care să fie cu voi în viac. Și anume Duhul adevărului pe care lumea nu-l poate primi pentru că nici nu-l vede, nici nu-l cunoaște. Voi îl cunoașteți pentru că rămâne cu voi, în greacă parahimon, da? Este cu noi și va fi în voi, în greacă enhimon, da? Deci Duhul este după noi, tot timpul după noi, nu ne lasă nicăieri, este tot timpul în preajma noastră, în mijlocul nostru și este tot timpul în noi. Și este tot timpul în noi. Și acest apărător va fi prezent până la final. Acest apărător care să fie cu voi în viac. Este imposibil să scapi de el. El este acolo ca să apere credința în viața ta. El este acolo ca să apere lucrarea lui Hristos în viața ta. El este pe urmele tale, el este în preajma ta și el este în tine. N-ai cum să scapi de el. Nu că ai vrea. După ce l-ai cunoscut pe Hristos. Și acest ajutor, acest apărător care este în lăuntru credinciosului, produce niște efecte extraordinare. În primul rând, produce efectul de a cunoaște adevărul. Duhul Sfânt este, ne spune Domnul Iisus Hristos, este Duhul adevărului.
El descoperă adevărul. În Ioan 16 cu 13 ne spune în felul următor despre Duhul Sfânt. Însă când va veni El, Duhul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul. De aceea există atâta confuzie teologică în lumea de astăzi. Ta lipsă de adevăr în învățătură. Pentru că este lipsă de Duhul Sfânt. Acolo unde Duhul Sfânt este prezent, între noi și în noi, adevărul este cunoscut. Adevărul este cunoscut. John MacArthur zicea la un moment dat despre mișcarea carismatică și pretenția lor că lucrează prin puterea Duhului Sfânt o felul de minuni. Cea, dacă Duhul Sfânt ar mai lucra în felul ăsta astăzi, cu siguranță nu ar lucra în bisericile unde este cea mai mare eroare teologică. Pentru că El este Duhul adevărului. Este ironic, este o blasfemie chiar la adresa Duhului Sfânt, că acolo unde se pretinde că Duhul Sfânt este cel mai prezent, acolo este cea mai mare greșeală teologică. Și vorbim la chestii minore. N-au înțeles o nuanță aici acolo. Vorbim la erezii grosolane. Duhul Sfânt este Duhul adevărului. Și El descoperă pentru credincios adevărul lui Dumnezeu. Descoperă pentru credincios adevărul cuvântului lui Dumnezeu. Când va veni El, Duhul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul. În tot adevărul. Al doilea rând, Duhul Sfânt produce prezența lui Hristos. Mijlocește prezența lui Hristos în viața credinciosului. De la versetul 18. Nu vă voi lăsa orfani. Voi veni iarăși la voi. Încă puțin și lumea nu vă mai va vedea. Însă voi mă veți vedea, pentru că eu trăiesc și voi veți trăi. În ziua aceea veți cunoaște că eu sunt în Tatăl meu. Voi în mine și eu în voi. Cel ce are poruncile mele și le păzește, acela este cel ce mă iubește. Și cel ce mă iubește va fi iubit de Tatăl meu. Iar eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Hristos le spune că în scurtă vreme lumea nu-l va mai vedea. Dar El va veni la el, la ei. Și ei îl vor vedea. Prezența lui Hristos este reală pentru credincios prin lucrarea Duhului Sfânt. Și nu cred că Domnul Iisus Hristos se referă aici doar la faptul că după moartea sa îi va revedea la învierea sa. Eu cred că este mai mult decât atât. Nu cred că este vorba doar de perioada în care ei îl văd pe Hristos între înviere și înălțare. Da? Eu cred că este vorba de o lucrare a Duhului Sfânt aici. De ce? Priviți ce se întâmplă doar cu câteva versete mai jos. La versetul 22 se pune o întrebare foarte importantă. Cum te vei manifesta nouă și nu lumii? Cum noi te vom vedea și lumea nu te va vedea? Și răspunsul în versetul 23 ne arată că în momentul convertirii, prin lucrarea Duhului Sfânt, credinciosul este pus într-o relație reală cu Hristos și cu Dumnezeu Tatăl prin lucrarea Duhului Sfânt. Uitați, Iisus i-a răspuns. Dacă mă iubește cineva, da? Mie mi se pare clar că este vorba de momentul nașterii din nou. Cum îl iubim pe Dumnezeu? Fiind născuți din nou și primim o inimă nouă, care iubește pe Dumnezeu. Inima veche, cea de piatră, urăște pe Dumnezeu, urăște lumina. Inima nouă, cea de carne, iubește pe Dumnezeu. Dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu. Da? Ce ne spune Iisus Hristos? Naștere din nou? Confirmarea nașterii din nou. Este păzirea cuvântului Dumnezeu, da? Dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu. Și acum atenție, și Tatăl meu îl va iubi. Iar noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. În momentul nașterii din nou, prin credință, prin lucrarea Duhului Sfânt, spune Domnul Iisus Hristos, se produce o comuniune între Dumnezeu și credinciosul. Dumnezeu vine și locuiește în credincios și manifestă prezența lui Hristos. Țineți cont, ăsta este răspunsul lui Hristos la întrebarea cum te vei manifesta față de noi încât noi să te vedem și lumea să nu te vadă. Și El spune, voi mă veți vedea pentru că în momentul în care mă veți iubi, în momentul în care veți fi născuți din nou, Duhul Sfânt intră în voi. Și vă pune în comuniune împreună cu Dumnezeu Tatăl, Fiul
și Duhul. Și în felul acesta, credincioșii în toate veacurile îl văd, îl văd prin ochii duhovnicești pe Hristos. Este o părtășie reală. Este mai mult decât doar o comemorare, decât doar ceva metaforic. Este o prezență reală a lui Iisus Hristos și a Dumnezeu Tatălui prin lucrarea Duhului Sfânt. Așa de mulți creștini nu simt, s-au spus creștini, nu simt prezența lui Hristos. Este o chestie doar mentală. Stau și meditez asupra lui Hristos și wow! Nu asta e lucrarea Duhului Sfânt. Ea începe așa, prin meditarea la cuvânt. Lucrarea Duhului Sfânt este o comuniune reală cu Hristos. Este o manifestare reală a lui Hristos în viața credinciosului prin prezența Duhului Sfânt. Este mult mai mult decât doar o conștientizare intelectuală. 3. Duhul Sfânt produce, dăruiește, aduce pacea lui Hristos. Versul 28. Vă las pace. Vă dau pacea mea. Nu vă dau așa cum vă dă lumea, să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Aceasta nu este o gândire pozitivă. Think happy, be happy, știi? Te gândești, totul e senin, totul e frumos, ca tare, totul va fi senin. Nu. Nu asta e pacea lui Hristos. Nu asta e pacea Duhului Sfânt. Această pace care El ne-o lasă, El a câștigat-o pentru noi prin moartea și învierea sa. Este pacea care vine ca și consecința faptului că ești al lui Hristos. Este pacea care vine pentru că El a câștigat-o pentru tine și El ne-o lasă ca și o moștenire. Este pacea care o produce Duhul Sfânt în noi prin faptul că ne pune în comuniune cu Hristos. Este pacea care este cât se poate de adevărată atunci când Hristos este cu tine. Atunci când Hristos este în tine prin Duhul Sfânt, iar tu ești în Hristos. Este prin această lucrare a Duhului Sfânt. Este prin această lucrare a Duhului Sfânt și această comuniune împreună cu Hristos că vei putea să reziști în credință până la capăt. Altfel, vei lua și tu lumină, vei spune Hristos a înviat, vei ciocni ouă, vei merge la programe de Paști, dar nu vei crede. Până la urmă, dubile, întrebările, ispitele te vor cuceri. Dar dacă ești încurajat de Domnul nostru Iisus Hristos, dacă ești ai Lui, dacă ai fost cumpărat cu prețul morții Lui, și dacă ai fost adus la viață prin învierea Lui, El a câștigat toate aceste motive și metode de încurajare pentru tine. Și sunt aceste lucrări a lui Hristos, prin Duhul Sfânt, care te vor păstra până la urmă. Pentru că El trăiește, noi trăim. Este interesant că versetul 19 este spus de Domnul Iisus Hristos cu momente înainte ca El să moară. Pentru că eu trăiesc, zice Domnul Iisus Hristos, voi veți trăi. Și asta spune înainte ca să fie crucificat. Nu după la înviere. Iar acum, pentru că noi știm că El a înviat, știm că noi vom trăi. Avem certitudinea că noi vom trăi. Pentru că El trăiește. Toate aceste motive de încurajare au fost cumpărate de Hristos prin moartea și învierea sa. Și adevărul este că avem mare nevoie de încurajare. Avem mare nevoie de ajutor ca să stăm pe această cale a credinței. Poate voi nu, eu am. Sunt conștient că singurul motiv pentru care sunt credincios și astăzi este că Dumnezeu a lucrat credința în viața mea și astăzi. Avem o mare nevoie să fim păstrați. Avem o mare nevoie să fim încurajați. Dar avem un mare mântuitor
pentru nevoile noastre. Hristos a înviat. Hristos trăiește, iar eu pot fi sigur că voi trăi prin El. Asta este lumina învierii Domnului Iisus Hristos. Asta este vestea bună care ne aduce această sărbătoare. Și mi-aș dori ca astăzi acest adevăr să fie adevărat și pentru dumneavoastră. Și să intrați într-o părtășie adevărată cu Domnul nostru Iisus Hristos prin lucrarea Duhului Sfânt în lumina învierii Lui. Amin. Amen.